Astăzi ne aflăm aproape de Târgoviște și vă prezentăm mașina talibanilor. Mașina de care te-a spus story de VAG, de BMW sau de Audi Oculus, că ar fi fiabilă sau nefiabilă. Eu nu sunt aici să vă spun dacă este adevărat sau nu. Eu sunt aici să vă prezint mașina asta cu bune și cu ele. Așa că haideți mai aproape să vedem niște detalii. Aici avem un Renault Megane din generația a doua. O mașină care nu putem spune că este atât de avansată tehnologic ca cea din ziua de azi, pentru că deja Renault a ajuns la a patra generație a acestei mașini în prezent. Avem un model din 2003, la finele anului 2003. Modelul Renault Megane 2 care s-a fabricat din 2003, de la începutul anului, cam până la finalul anului 2009, am văzut chiar mașini cu vinuri de fabricație 2010. Deci, cred că au existat niște serii speciale acolo sau nu știu care a fost exact treaba. Mai multe specificații, avem un motor de 1.6 benzină, un motor, cred eu, puțin, nu neapărat chinuit. Este la limită pentru această caroserie, mai ales în momentul în care este încărcată cu 5 pasageri, pentru că în spate chiar pot sta destul de ok la drum mediu, chiar și 3 pasageri, iar în față locul este destul, un capitol foarte bun la aceste mașini, este spațiul interior. Bun, haideți să vedem ce se află sub capotă, mai întâi să vă arăt cheia. Îmi vine să zâmbesc aici pentru că nu mai avem aceeași problemă ca la Renault Laguna pe care l-au prezentat băieții. Dovadă faptului că am două prelocuri aici. Gaura pentru cheie, dar deci cheia se introduce în contactul ei așa. Gaura pentru prelocuri și pentru accesorii pe care poți să le pui nu mai e aici în față, ca la Laguna aia. Deci se poate atașa și breloc și se poate și introduce cheia. Haideți să vedem sub capot. Dacă după 2 ani și se deschid capota. Wow. Motorul pe benzina de 1.6, 113 cai și undeva la 250-260 Nm motor. Oarecum ok. Pe această caroserie s-a montat inclusiv motoare pe benzină de 1.4 și de 2.0 benzină. Un motor de 2.0, din câte știu, care este mult mai ok din punct de vedere al consumului și puterii. Au existat variante de 2.0, chiar și de 150 de cai. Modele foarte reușite de asemenea. Însă, legenda acestei mașini a fost motorul de 1.5, pe care cu toții știm de pe Logan, care are impresia că nu a fost chiar același cu motorul pus pe Logan, în afară de coduri de motor diferite, care erau și logice să fie diferite, am văzut două motoare desfăcute unul lângă celălalt și nu este exact același motor. Amplasamentul turbinei și ale multor alte componente este total diferit. Asta bineînțeles și din cauza caroseriei. Motorul ăsta, haideți să-i dăm capacul jos. După un număr neidentificat de 180.000 de kilometri în bord, 180.000 acum reali, Dumnezeu știe cât sunt. Haideți mai aproape să arătăm un lucru care pe mine m-a încurcat puțin. Avem niște mici transpirații de ulei, nu mari, motorul nu mănâncă ulei, în motor s-a băgat ulei 540, deci ca dovadă motorul ăsta nu mănâncă atât de mult ulei. Între schimburi am simțit o diferență cam de 100 de mililitri, 200, deci motorul din punct de vedere al consumului de ulei stă foarte bine. O altă piesă care s-a mai înlocuit în cei 2 ani și peste 15.000 de km făcut cu mașina asta a fost o simplă rolă de la alternator. Bujiile, care erau normal să se înlocuiască după kilometrajul ăsta, a trebuit să schimb bateria pentru că deja începe să dea semne și mi-e frică să stau cu ea așa pe timpul iernii. S-a adăugat freon în instalație. În momentul în care am achiziționat mașina, ea nu băga rece, deci era un semn clar că mașina nu are freon. S-a adăugat și problema s-a rezolvat. În rest, mașina, probleme mecanice. Știm cu toții că Renault face motoare bune, atât benzină, cât și mai ales diesel. Pe această caroserie, nu știu că am uitat să vă spun sau nu, a fost chiar și unul nou, de 130 de cai.
un alt motor foarte bun și foarte reușit. A fost o motoare foarte fiabilă cu de mașina asta, așa că din punct de vedere al motorisării, un motor întreținut corect, cu schimburile făcute la timp, nu o să vă las în drum, mai ales dacă este întreținut așa cum trebuie, după cum spuneam. Păi acum, mașina este puțin murdară, lucru pentru care încerc scuze, din cauza conjuncturii nu am putut ajunge cu ea la, la spălătorie. Un alt element foarte... O să rămâi acolo. Un alt element foarte interesant. Eu pot să spun asta din cauza că am deținut, înainte de modelul, de exemplarul ăsta, am deținut Renault Megane faza 1, deci primul model, acela era un hatchback, nu un break, un model care avea probleme imense cu coroziunea la aripile din spate, la capetele de praguri și la aripile față. Problema care a fost foarte, foarte bine rezolvată de francezi la modelul 2. De ce? Avem aripi de plastic, da? Deci aici avem plastic și un truc foarte interesant pe care l-am mai văzut inclusiv la Audi. Aripa nu se termină aici, dar deci în dreptul ușii și nu vine pragul până în față, unde este împroșcat de pietriș, starea de pe carosabil biliarnă și așa mai departe. Bara vine și îmbracă pragul până jos, pragul terminându-se aici, iar acesta fiind de plastic nu are șanse niciodată să corodeze. Vă spun cu mâna pe inimă, mașina a fost urcată pe elevator de nenumărate ori, n-am găsit pe ea un punct ules de rugină după atâția ani, da? Deci din 2003. Și pe spate, un alt element pe care băieții îl atrăgeau atenția, mi se pare că l-a dus cu vag, aici, la aripii de spate, nu există acea buză, da? Sub care se adună frunze, nisip, apă și așa mai departe, și care în timp corodează. Vine mai apropo să te arăt un element interesant. Mașina aceasta se fabrica în vremurile în care nu prea se făcea rabat, iar francezii, văzând că aceasta este o zonă mai vulnerabilă, au plasat inclusiv un sticker din ăsta care protejează mașina suplimentar față de tratamentul aplicat anticoroziune pe caroserie și normal că este mult, mult mai greu să corodeze. Pe exterior, alte detalii importante, nu știu ce aș putea să vă mai arăt. Mașina are sistemul de keyless, haideți să le arătăm aici. Acești doi senzori, unul aici și unul pe mâner, în momentul în care ai mașina încuiată și te apropii cu cheia, băgând mâna în ușă, acesta se deschide. Se deschide și poți avea un acces mai ușor fără a scoate cheia din buzunar. Păi haideți să închidem capota și să ne mutăm la interior, unde sunt încă niște lucruri foarte interesante de spus. Bun, păi cred că poți să vii și puțin mai aproape. A se asculta sunetul care nu se compara cu cel de la exteriorul acela. Și pot să fac asta la infinit. Și ușile au fost chiar desfăcute de către mine pentru că au fost schimbate boxele. Sistemul de sonorizare stock la Renault este de cea mai proastă calitate. Un alt exemplu pe care aș vrea să vi-l dau în sensul ăsta e faptul că am încercat să-i pun un alt casetofon sau un ceva cu MP3, ceva mai nou. Nu se poate. De fapt se poate, dar o să pierd. Haideți să-i punem și contactul ca să vă arăt. O să-i pierd atât aceste comenzi de pe volan, da? Cât și display-ul de aici care are informații legate de casetofon, da? Volum, ce piesă rulează și așa mai departe. În mașină se stă foarte bine. Eu am o înălțime de aproape 1,90 m, 1,88 m, 1,87 m. Și pot spun ca și șofer am o poziție foarte bună la volan, dar scaunul este reglat pentru mine. Fapt care se datorează și volanului, care este reglabil atât pe înălțime, cât și pe adâncime, da? Deci volanul se poate trage spre mine, lucru care mă ajută foarte mult, eu fiind înalt și având niște picioare mai lungi. În momentul în care am piciorul călcat pe ambreiaj, să-mi vine și volanul într-o priză normală. Deci, haideți să-i dăm și o cheie, să vedem acest motor, care, spre surprinderea mea, adică mi se pare că este ceva destul de ok, având în vedere că
Mașina, poți să vii tu să filmezi bordul. Nu are niciun martor aprins în bord, în afară de cel al centurii de siguranță, da? Deci mașina nu are erori pe bord. Ok, păi ca și dotări. Avem haideți să oprim și motorul. Așa. Avem 4 geamuri electrice, dintre care atenție. Pentru toți cei care vreți să vă cumpărați Megane, 2 cel puțin. Partea electrică la mașina aceasta este sub orice critică, da? Deci nu știu, orice electric pe mașina asta cade și se strică foarte, foarte ușor, de la becuri, la siguranțe. Francezii, ca să poată să concureze de la egal la egal cu nemții, în momentul în care au proiectat mașinile astea, trebuia să vină cu ceva inovativ, da? Cu ceva nou. Și ce au ales ei să pună în 2003? Păi punem închidere, punem keyless go și keyless entry. Mașina asta are chiar și keyless go, cu cheia în buzunar, se poate porni motorul. Punem keyless go și keyless entry, care la fel se defectează. La mașina asta se pare că am avut noroc și încă funcționează, după atâția ani, încă merge. Punem climă, cu care la fel n-am probleme, dar există un anumit modul la sistemul de geamuri electrice care se defectează. Fapt pentru care mie nu merg efectiv geamurile de spate, electrice de pe spate, pentru că este un modul care se strică și pe care nu-l poți cumpăra nici în original, nici măcar aftermarket, deci nu se găsește efectiv. Și când te dezmembrai să întrebi de modulul ăla, nu-l găsești la nimeni, sau dacă îl găsești, oamenii îți vor spune că îți dau ori ușa cu totul, ori ansamblu, macara, geam cu totul. Da, deci, și e un cod de 400 de lei per bucată, ceva de genul ăsta. Deci, ăsta e un exemplu. Un alt exemplu. Multă lume, sper că știe treaba asta, pentru că e destul de discutată. Să zicem că ți s-a ars un bec pe marginea drumului, lucru care se poate întâmpla foarte uzual și foarte des. Nu e că la orice altă mașină ridici capota și umbli la farul să schimbi becurile, nu. La mașina asta trebuie să virezi roțile, să bagi mâna prin placajul, prin carenajele de sub aripi, de la roți, și să ajungi la far. Dar, să spunem că asta n-ar fi o operațiune foarte complicată în momentul în care știi despre ce e vorba, dar poți ajunge doar la partea de poziție, fază lungă și fază scurtă a farului. Dacă ți-a ars un bec de semnalizare, vei fi nevoit să dai jos bara cu totul, cu tot cu scutul de plastic al mașinii, și trebuiască să înlocuiești becul dând farul jos. Nu știu cu ce au gândit-o ei, e un lucru făcut de Renault, e un pic așa, știi? E puțin ciudat. Așa ca și spațiu, chiar este ok, da? Deci ați observat faptul că picioarele mele au loc, da? Deci stau confortabil, pot să am o poziție foarte bună, pentru că scaunul are reglaj mecanic, dar este pe adâncime. Mașina asta, nefiind o echipare de top la momentul respectiv, mașina asta este un nivel de echipare de mijloc, aș putea spune. Are climă, sunt unele cu un buton aici care au decât aer condiționat. Are 4 geamuri electrice, sunt unele care au decât 2. Are și oglinzi electrice, rabatabile electric și încălzite. Atenție, un lucru de aur iarna este că oglinzile sunt încălzite. Acum, un lucru la care Renault stă foarte, foarte prost, sunt plastice din interior. Poți să vii puțin mai aproape, să le arătăm băieților faptul că, efectiv, deci, filmează, încearcă să filmeze acolo, să se vadă că tot bordul se mișcă. Și n-a fost desfăcut, nu s-a umblat asupra lui. Ia. Inclusiv, nu, consola centrală e puțin mai închegată. Avem un plastic oarecum moale pe bord. Aceste colanturi, niște chestii destul de ieftine, dar care arată, dau un plus de frumusețe mașinii. Există inclusiv variante cu navigație mare, dar de ecran aici, în loc de ăsta mic, cu pilot automat, cu niște butoane pe aici. Un alt element la care mașina asta stă foarte bine și la care nu te aștepți de la o mașină până la urmă de buget, este faptul că are foarte multe spații de depozitare. Deci avem, în primul rând, acest spațiu în podea, destul de generos, în care poți pune anumite lucruri.
avem acest spațiu în uși, tot așa, în care poți băga chiar o doză de cola sau o doză de orice. Să nu ne facem reclamă, da? Avem cotiera, tot așa, destul de spațioasă, în care poți ascunde diverse chestii. Dă de aici, mașina asta, ca și spațiu interior, stă foarte bine. Un singur element nasol ar fi faptul că eu la înălțimea de 1,88 nu am atât de mult loc la cap, asta în condițiile în care scaunul e lăsat la maxim, la cap mai rămân cam 3 degete. Da, deci un om de peste 1,90 ceva e posibil să aibă puține probleme. Mânere pentru cei speriați, deși cu acest 1,6 nu știu cât de mult poți să sperii lumea. Poate doar dacă ești cu mania și cu 200 în curbe, da. Așa, aici avem suport de ochelari care e folosit, da, atenție. Ce să zic? Parasolar cu lumină. O altă dotare care a costat ceva bani la momentul respectiv e oglinda cu antiorbire, că în momentul în care ai niște faruri foarte puternice care îți bat în ea, se lasă mai jos pentru a nu-ți tulbura vederea și pentru a nu te orbi. Plafonul e unul curat, alb, dar curat. N-am avut probleme, n-am întâmpinat probleme cu tapiseria, care fiind una neagră se și menține destul de ok. Scaunele mie mi se par foarte bune de asemenea, pentru că îți oferă și puțin suport lateral în zonele acestea. Tătierele sunt un pic cam pe dos al Renault, să tragi de chestia asta și în momentul în care, nu știu, după asta n-am înțeles, în momentul în care pui capul și sprijin, asta s-a strâns. Adică, cum ar trebui să stai, francezule, că nu înțeleg. Dar asta e un lucru tot așa, făcut un pic invers. Haideți să le arăți frâna de mână, care parcă lansează o navă spațială. Da, deci e o chestie, nu știu, doar la modelul ăsta am văzut-o. Au renunțat la ea apoi. Da, deci e puțin tricky. La fel timoneria, care, uitați-vă, da, deci cum balează pe liber și cum balează între antena, de exemplu. Asta o fi din cauza kilometrilor sau... Mașina pe bord arată 182.000. Reali sau mai puțin reali? Având în vedere că e o mașină din 2003. N-am luat-o pentru faptul că ar fi kilometria, am luat-o pentru faptul că mașina se simte închegată, motorul nu are probleme cu coroziunea, nu sunt probleme. Nu știu, și acum, haide să vedem în primul rând cât loc avem și pe locurile din spate. Scaunul va rămâne reglat pentru mine, de tu, în spate și o să ieși. Bun, deci, scaunul din față este reglat pentru mine, picioarele îmi încap sub scaun, iar aici am o palmă și ceva. Da, deci e loc destul de mult. Un singur lucru care și aici mă deranjează e înălțimea la cap, deci înălțimea plafonului care oarecum se turtește aici în spate. Nu știu, și faptul că stârbul ăsta vine puțin abuziv așa, la viraje, în spate avem perdeluțe pe care le putem ridica. Avem cotiera cu două cap holdere și o mochetă interesantă pe aici. Și ca dotări nu avem, m-aș fi bucurat enorm dacă și în spate ar fi dus măcar două guri de ventilație. Știu eu, mașina asta fi încălzit mai uniform în timpul mersului și așa mai departe. Dar geamurile electrice și aici, care nu funcționează din cauza acelui modul. Avem plafonieră și aici. Mânere. Și cam asta e, o mașină destul de simplă, dar până la urmă practică. Da, deci, spațiul e chiar foarte generos, am rămas plăcut surprins de asta când am cumpărat mașina. Buzunare în scaune. Haideți să ne mutăm înapoi pe locul din față, să vă spun eu la cine aș putea să văd mașina asta. Acum, pe încheiere, așa cum ne-au obișnuit și băieții, aș vrea să vă spun cam cui s-ar prieta mașina asta. Mașina nu este o mașină sportivă. Este o mașină destul de apropiată de Logan, ca și piese mecanice. Mașina fiind apropiată mecanic de Logan, nu e chiar aceeași platformă, dar ca și, nu știu,
buc și capete de bară, amortizoare, sunt destul de accesibile, la fel ca mașina Logan. Deci eu cred că ar fi o mașină destul de ok pentru un tânăr care tocmai și-a luat permisul. Pentru o domnișoară, de ce nu? Există varianta hatchback, numită în popor și fier de călcat, pentru că e turtită și are haionul ăla super urât. Nici mie nu-mi place, sincer, tocmai de asta am optat pentru break. Deși, având, eu venind de pe hatchback, de pe Megane 1 hatchback, obișnuit cu gura aceea imensă de încărcare a portbagajului, am simțit nevoia să am și pe această mașină și de asta am luat break-ul. Ca și portbagaj, la fel, foarte spațios, foarte mare. Deci, cred că pentru o domnișoară sau pentru un tânăr, mașina asta e super ok, e ușor de întreținut, un schimb de ulei cu bujii cu tot m-a costat 350, deci o revizie completă cu filtre, cu bujii, până în 400 de lei, un preț super rezonabil, zic eu, pentru o mașină care îți oferă până la urmă un anumit confort. Nu poți să spui că se compară cu o marcă premium, pentru că nu e așa, Renault încearcă să inoveze, așa, asta a încercat mereu și iese, nu iese, asta rămâne la decizia voastră. Ce să zic, eu am fost super încântat că băieții mi-au acceptat cererea de a face acest review. Când am văzut că talibani sunt și că toată lumea se ia de Renault, eu nefiind taliban la acestei mărci, dar am zis că merită, e o mașină care e ok și chiar merită și ea un review aici. Acum rămâne la latitudinea voastră, dacă vă place, dacă nu vă place. Acum, ce să vă zic, asta a fost prezentarea mea. E până data viitoare, numai bine, ciao!